Ce părere ai de cădere incredibilă a CFR-ului? Te așteptai să pierdă cu 5-1 la Farul? Păi nu mă așteptam, ținând cont că atunci când am făcut eu 1-1 săptămâna aia cu două meciuri la Oțelul și la 2-2 la Galați și 1-1 la Constanța, multă lume era supărată și eram criticat pentru faptul că am scos doar un egal la păi Constanța. Nu multă lume, te-a criticat patronul direct, ce multă lume, Neluțu Varga a spus. Da, n-am văzut, dar ne dați seama și normal. Am spus, reacția pe care au avut-o la meciul cu Rapid a fost una normală, cum a avut și Rapid în meciul cu FCSB, după plecarea antrenorului, în cazul meu, și demiterea lui Bergot. Dar după aia se încep antrenamentele și într-adevăr munca propriu-zisă a noului staff și așa mai departe și ceea ce și probabil rezistența mentală a echipei. Au două înfrângeri, eu cred că nu s-a mai întâmplat în ultimele 12 meciuri sau cel puțin cât am fost acolo, n-am avut niciodată două înfrângeri, ceea ce bine, denotă, cum spuneam, și fragilitatea lotului și pentru că, așa cum spuneam, numeric nu e de ajuns și nu au foarte multe opțiuni, cazul că se accidentează sau vor să schimbe pe am înțeles, dar adică tu zici când era cu tine și erați în obiectiv și ai făcut egal, a sărit lumea pe tine, acum la 1-5 n-a mai zis nimeni nimic. Vă dați seama că au fost discuții. Eu vă spun că nu m-ai întrebat dacă ce părere am și de 5-1 și ți-am spus dacă atunci au fost supărat la 1-1, vă dați seama acum sunt, la asta m-a referit, nu neapărat din cazul meu, de fapt că era vorba despre mine. Deci, te refer că CFR-ul are o mentalitate de învingători, ADN-ul lor și asta o demonstrează. Sunt mai martor și ultimii ani pe care din istoria lor nu au câștigat foarte multe campionate. Și bineînțeles că nu e convenabil să pierzi un 5-1 așa sec în deplasare cu o echipă care a intrat pe locul 6 în play-off. Dar, cum spuneam, Hagi e descătușat, totuși ar trebui, așa cum spuneam și săptămâna trecută, atenție la Farul, că vine tare din spate și ca dovadă, uite unde se află acum. Jucătorii sunt la un alt nivel din punct de vedere mental și joacă fără niciun fel de presiune, ceea ce se vede sunt niște, practic să spun, niște tineri mingicari care dacă te prind într-o zi bună au și execuții importante, așa cum s-a întâmplat în multe meciuri. Dacă te prind, te lichidează dacă te prind. Exact. Cum ți se pare, Adi, apropo, cum ți se pare acest cojocaru care a explodat? Bun, eu știu de mult, am fost în discuții să-l luăm la Rapid. Când am fost eu acum 2 ani eram și am vorbit chiar despre el atunci, nici nu știu dacă își făcuse debutul în Liga 1 și știam de el de la juniori, dar a fost inspirat Gică că mi l-a dat și uite acum că vedem un nou talent în Liga 1. Bineînțeles că pentru câteva meciuri e normal să-i lăudăm, e normal să-i apreciem, adică și să vedem și în ei că au talentul necesar și pentru a ajunge campion, dar e mult până departe. Mai trebuie să muncească, vedem ce confirmă. Dar are, mi se pare că are ceva special băiatul ăsta. Are. Se vede că are calități și execuții, pentru că altfel n-ar. Adică la fiecare meci, chiar dacă n-are o constanță în evoluție sau dispare de multe ori din joc, dar are și momente când face diferența printr-o pasă, printr-un dribbling sau o execuție la poartă. Se vede că are. Dar, bineînțeles, fiind tânăr, are nevoie de continuitate. Așa era pe vremurile cu Zvan și Luis Muntean. Nu era continuu. Avea evoluții bune și îmbinate cu evoluții șterse și uite că a ajuns la, chiar dacă nu la maxim nivel de maturitate, dar e acolo, adică și încă e mic, adică încă e tânăr. Uh-huh. Și a crescut pentru că are meciuri în picioare. Așa se va întâmpla probabil dacă va fi serios. E interesant cu jocarul, e interesant. Mi se pare un jucător foarte interesant. Este, da.